Noi avem de jucat două chestii. Mizeria și înălțarea. Și trebuie să avem proprietatea cuvintelor când le pronunțăm. Să vedem cât de adânci, câtă carne, cât spirit au în ele. Când spun că iubesc, iubesc. Dacă personajul iubește cu patimă, tonul este altul la iubire. Dacă e sinceră, te iubesc. Cum spune Esmeralda, că iubește, te iubesc. Că spune că mă iubești. Și eu zic, te iubesc, vino, acolo duce. Sunt două feluri de a iubi, cu acaparare sau cu dăruire. Între astea, pentru mine, este un spectacol extrem de bine desenat. Din toate punctele de vedere. Personajele sunt personaje. Voi sunteți un mare personaj. Și noi ceilalți suntem personaje bine conturate. Să fim conștienți de asta, că mergem la public, în sală, să dăruim. Aproape că venim ca un tsunami de iubire peste ei. Cu cuvintele, cu dansul, cu tot. Este ca o trezire spirituală. Și când se petrece asta în ziua de Rusalii, este foarte bun. Baftă!